Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Cristi Bleorțu, președintele, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Suceava. Legat de tot ce am vorbit până acum, în prima parte de pandemie și de criza sanitară, despre... acum se vorbește foarte apăsat, nu numai la noi, în România, în toată lumea, în Europa sunt tot felul de mișcări, de proteste, legat de certificatul verde. În opinia, și iată și la noi, chiar președintele Iohannis a trimis un semnal, un mesaj, că ar fi obligatorie vaccinarea. A spus și în ce condiții, dar aceste lucruri n-au mai fost mediatizate. Ce părere aveți? Părerea mea este că această vaccinare ar trebui să fie... benevol, să fie din, să vină din inițiativa persoanelor, tuturor persoanelor. Părerile, într-adevăr, sunt împărțite. Au existat cazuri de efecte adverse la vaccinare, dar din păcate, aceasta este singura soluție pentru a stopa din efectele acestei pandemii. Mai multe efectele agresive, da, care duc la... Au fost efecte secundare, într-adevăr, și acestea au fost foarte intens mediatizate. Dacă toți am trecut prin aceste experiențe cu vaccinurile, chiar din copilărie, da, și noi și copiii noștri au fost vaccinați. Și la vaccinurile clasice sunt efecte adverse. Da. Aici, în această perioadă, având un număr mare de imunizări, într-adevăr, sunt efecte secundare care pot apărea la unele persoane. Dar dacă am citit studii care ne arată și procentul acestor, da, efecte secundare. Nu sunt într-un procent mai mare decât la celelalte vaccinuri. Da. Fiind imunizate un număr mare de persoane, automat și persoanele care au efecte adverse la vaccin sunt într-un număr mai mare. Da. Nu pot să spun că un număr semnificativ, pentru că aceste cazuri sunt izolate. Dar, repet, neavând alte soluții, aceasta este singura metodă prin care poate fi stopată, chiar dacă nu infectarea. Persoanele vaccinate dezvoltă, sunt îmbolnăvite, unele persoane vaccinate se pot îmbolnăvi, dar nu cu o formă agresivă a bolii. Da. De aceasta... părerea mea și sugestia mea este ca toate persoanele care nu s-au vaccinat până acum să își ia informațiile corecte, informațiile care sunt transmise de specialiști și să decidă pentru propria persoană și pentru proprii copii sau apropiații care au nevoie de sfatul acestora. Personal, m-am vaccinat de la începutul anului 2021, când categoria din care fac parte a avut posibilitatea să se vaccineze. Din familie, toți ai mei s-au vaccinat, chiar fiica mea a luat... am lăsat-o să se informeze și să ia singură decizia și în această vară s-a vaccinat și, și ea. Deci recomandarea mea și sugestia pe care pot să o ofer este ca lumea să se vaccineze, pentru că aceasta este singura soluție de a diminua efectele acestei pandemii. Și să nu uităm ce am trăit noi aproape două luni când a fost acea carantinare. Eram vedetele. Da. Problema la noi, da, este că uităm repede. Da. Dar dacă facem un mic efort și ne amintim prin ce am trecut, cred că nu, da, nimeni nu dorește să mai aibă asemenea experiențe.
Iar referitor la vaccinarea, dacă este sau nu obligatorie, decizia o vor lua forurile competente. Da. Dar, bun, deocamdată repet, se discută pe două categorii sociale, medicii obligatorii și cei care lucrează în sistemul sanitar și cadrele didactice. Da, într-adevăr, pentru că aceste categorii profesionale sunt cele mai expuse, medicii și corpul medical fiind în contact direct cu pacienții și posibilii bolnavi de această afecțiune, iar corpul didactic pentru că își desfășoară activitatea pe o perioadă mai lungă cu în special cu persoanele tinere care pot fi purtători și transmițători chiar dacă nu au simptomele efective ale acestei boli. Dar nu sunteți foarte optimist că lucrurile vor merge mai bine în această campanie de vaccinare. Știți de ce vă întreb? Omul este dotat cu o anumită rațiune. Dar dacă spunem, vedem un, eu știu, un studiu că 1 la 100 a făcut un, a avut un efect advers, omul se întreabă, dar dacă eu voi fi acela din într-adevăr, 100? Într-adevăr, și este și normal. Dar ținând cont că nu de foarte mult timp, cum am și discutat, anul trecut am avut această nefastă experiență, dacă aceasta este singura soluție, bănuiesc că riscul să faci un efect advers care poate dura o zi, două sau, mă rog, deci efectele adverse, nu am văzut persoane care să aibă probleme deosebite, da, ca și efect advers. Deci sunt foarte puține cazuri. Ceea ce am văzut mediatizat că au decedat de la vaccinare, aici țin să contrazic și au fost cercetate aceste cazuri, dar mă rog, scepticii promovează astfel de informații, nu știu dacă cu un interes sau fără. Părerea mea este ca, și sugestia mea este ca lumea să se informeze de la profesioniști și să ia decizia pe care o consideră. Și pe trotuar când te plimbi, te consideri în siguranță, da? Deci, riscul Doamne sunt ferește, peste riscul, tot, da, într-adevăr. E tot, poate 1 la 1000 sau nu știu, dar există. Domnule președinte, cum a fost anul până acum? Se încheie în dată trimestrul al treilea. Relația Casei de Asigurări de Sănătate cu asigurații, furnizorii, angajatori. În câteva cifre, mai multe, dezvoltăm ce am putea. Ne-am desfășurat activitatea curentă plus situațiile noi care dar barca s-a echilibrat pe care le cu care ne confruntăm de anul trecut. Am avut și în luna iulie și activitatea anuală de contractare a serviciilor medicale. Au intrat furnizorii noi pe unele categorii de servicii medicale. Au fost alocate sume suplimentare față de anul precedent, atât spitalelor în special, pentru că la nivelul Casei Naționale și la nivelul caselor județene, la nivelul Ministerului Sănătății, s-a anticipat apariția acestui nou val 4 și au fost alocate sume, spun eu, suficiente, care, dacă va fi nevoie, vor fi suplimentate pentru ca unitățile spitalicești să-și desfășoare activitatea în bune condiții. Deci tot am învățat ceva până la urmă, da? Și am reușit să punem și în aplicare. V-am spus, experiența prin care am trecut și a trecut întregul sistem sanitar ne-a făcut să fim mai pregătiți decât am fost anul trecut. Am avut, repet, activitatea de contractare, am semnat contracte cu un număr de 253 de medici de familie, 108
furnizori din ambulatoriu de specialitate, clinic, 25 de laboratoare medicale și unități de radiologie și imagistică medicală, 13 furnizori de servicii medicale de recuperare, 56 de medici de familie aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, un număr de 3 furnizori de îngrijiri la domiciliu, 17 unități sanitare spitalicești, farmacii, un număr de 129 și 68 de furnizori de servicii medicale. Repet, la unele categorii avem și furnizori noi. Da. Transportul sanitar neasistat, ambulanțele private, avem doi furnizori. Repet, sumele care au fost alocate județului Suceava au fost semnificativ mai mari față de sumele alocate în anul precedent și la rectificarea care a avut loc în această lună am primit sumele necesare care să acopere cheltuielile până la sfârșitul anului în curs. Sperăm să nu fie situații deosebite care să necesite alte fonduri. Da. Spuneți-mi, această activitate de îngrijiri la domiciliu funcționează? Pentru că în ultimii 30 de ani, 30, 20 de ani, hai să spunem, fluctuau lucrurile. Sunt, firme, trebuie să funcționeze sub o societate, nu? Sunt, într-adevăr, sunt, avem un număr de 3 furnizori la nivelul județului. Avem rețea așa cât de cât mai... Avem 3 furnizori de servicii, astfel de servicii medicale. Mm-hmm. Beneficiază de aceste servicii persoanele care nu sunt deplasabile și au nevoie de îngrijire la domiciliu. Acest tip de asistență medicală a apărut tocmai pentru a elibera paturi din spitale. Evident, pentru că cu ospitalizare continuă cheltuielile sunt mult mai mari cu îngrijirea, masa și tratamentele care sunt acordate în cadrul unei unități spitalicești. Iar acest tip de asistență medicală, îngrijire la domiciliu, este susținută de stat? Este susținut pentru că de Fondul Național. Voluntar. Este susținut de Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și de aceste servicii beneficiază bolnavii nedeplasabili, bolnavii în special cu afecțiuni oncologice, care necesită tratament și îngrijire pentru aceste afecțiuni. Da. Cheltuielile statului, cum a spus dumneavoastră, sunt mult mai mari dacă ar fi internat în spital. Adică chiar o distanță foarte mare, dacă ați putea să ne spuneți cifre, am înțeles, poate greșesc. De la 50... Nu, deci aici noi decontăm episoade de boală. Aproximativ 10 zile de îngrijiri, da? După operații, după pentru perfuzii, da, pentru tratarea plăgilor și administrarea tratamentului necesar. Și Casa de Asigurări decontează cuantumul unui serviciu de o deplasare la o persoană pentru o zi, 90 de lei, aici incluzând și perfuziile și asistența medicală care îi acordă, pentru că aici schema de îngrijire o întocmește în urma evaluării un medic. Un medic. Iar serviciile medicale sunt oferite de un cadru medical cu studii medii, un asistent medical. Un asistent medical. Da. Și sunt perioade de 10 zile, 5, depinde de necesitatea pentru această afecțiune. Ei, dacă ar fi stat în spital... Dacă ar fi internat în spital această persoană, cheltuielile ar fi mult mai mari. Vă dați seama că acolo cazare. Se include și cazarea și alimentația și pe lângă tratament și celelalte cheltuieli și
la spital ar putea fi internate persoane care într-adevăr necesită spitalizarea. Deci asta vorbim. Da. Da. Spuneți că ați semnat 253 de contracte cu medici de familie față de anii trecuți. Este numărul Știți este că același. Într-o perioadă plecau inclusiv medici de familie în afară. Într-adevăr, aici da, nu plecau numai specialiști. La nivelul sau cred că mai degrabă medicul la de nivelul familie. Medicilor de familie este o problemă la nivel național. Da. Pentru că din păcate absolvenți de rezidențiat de medici de familie sunt foarte puțini. Da. Cel puțin la nivelul județului Suceava vin noi medici foarte greu. Sunt foarte puține cazuri de astfel de medici. Corpul medical al acestei categorii de furnizori este ușor cu o vârstă înaintată. Da, sunt da. Mulți medici de familie care sunt pensionari sau pensionabili și care își desfășoară în continuare activitatea, în special pentru a nu lăsa comunitatea fără acest tip de asistență. Deci e o problemă care trebuie este o problemă gândită, care trebuie de avut o strategie. Trebuie rezolvată într-o perioadă scurtă pentru că, repet, sunt multe cazuri și nu la nivelul județului Suceava, la nivelul întregii țări de medici care își desfășoară activitatea după vârsta de pensionare da. Și chiar da. Da. În apropierea acestei vârste. Da. Și dacă nu se iau măsuri, nu se găsesc soluții imediate, vor fi probleme mari. Da. Dar acum, cam care ar fi deficitul mic, mare în comparație, nu știu, dacă aveți... La nivelul județului sunt vreo 5 localități fără medic de familie, care au avut medic de familie și nu au la momentul de față, dar sunt un număr semnificativ de medici care ar dori să își înceteze activitatea și nu găsesc înlocuitor. Sunt de asemenea și unități administrative teritoriale, primării care doresc să angajeze, au cabinete, dispensare medicale. Unele chiar moderne. Unele chiar moderne și cu condiții foarte bune și care nu își găsesc un al doilea medic sau un medic da. Să își desfășoare activitatea și sunt și comune mari care nu au medic de familie și sunt medicii din localitățile limitrofe care și-au deschis punct de lucru și deservesc două comune sau trei, patru sate. Da, aici, da. Într-adevăr, trebuie găsite soluții imediat pentru această problemă. Cu medicii de familie, pe lângă contractele pe care le-am încheiat cu aceștia, mai avem un număr de 133 de contracte ale medicilor de familie care monitorizează pacienții COVID izolați la domiciliu. Pacienți care nu starea de sănătate nu necesită tratarea acestei afecțiuni la nivelul spitalului. De asemenea, începând de anul acesta avem încheiate un număr de 56 de contracte cu medici de familie care vaccinează persoanele care doresc să se vaccineze la nivelul cabinetului de medicilor de familie. Sunt vaccinurile Johnson & Johnson care sunt administrate la cabinetele medicale ale medicilor de familie. Pentru celelalte vaccinuri sunt disponibile centrele de vaccinare deschise de primării, de unitățile administrativ-teritoriale. Pe parcursul stării de urgență am plătit de asemenea stimulente de risc pentru toate categoriile de personal medical care a fost implicat în tratarea, manipularea și îngrijirea persoanelor cu COVID. Am avut personalul din cadrul spitalelor, medicii de familie, medicii din ambulatorii de specialitate, asistenții medicali, îngrijitorii, tot personalul care a fost implicat și a avut contact cu persoanele COVID a primit acel stimulent pentru perioada stării de urgență, de 2500 de lei pe lună.
Și de asemenea la nivelul unităților spitalicești am avut, pe lângă sumele de contract care erau încheiate pentru serviciile medicale, am avut diferențe de achitat pentru cheltuiala efectiv realizată la nivelul spitalului, cheltuieli care au cuprins achizițiile de medicamente pentru această afecțiune, pentru materiale sanitare, pentru dezinfectanți și materiale de protecție. Am plătit în anul 2020 o sumă de 18.521.000 de lei peste valoarea contractelor pentru servicii medicale care au fost contractate inițial. Iar în acest an, până la data de 31.08, am plătit suplimentar o sumă de 14.618.000 de lei. Suma cea mai mare a fost decontată Spitalului Județean, atât în cursul anului 2020, suplimentar având o sumă de 9.805.000 și în 2021 5.557.000 de lei. Deci au fost făcute eforturi, dacă generalizăm la nivelul țării, ies sume fabuloase. Deci da, au fost făcute eforturi financiare deosebite pentru a preveni și pentru a gestiona în condiții cât mai bune această pandemie. Mai luăm o pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim imediat.